Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos! Amen. În Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos, de la Genesa, la Apocalipsa, poartă 200 de nume. Dar cred că cel mai frumos nume pe care îl poartă Iisus Hristos este numele de minunat. Și Biblia îl vor numi cum? Minunat. Așa cum pe mine mă cheamă Gabi, dacă îl întreb pe Iisus, cum te cheamă? Numele meu este minunat. Și adevărul este că totul despre Isus Hristos în Sfânta Scriptură este minunat. Când te uiți la nașterea lui Isus Hristos, a fost o naștere minunată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astrele cerului au concurat la nașterea lui, îngeri au venit și au lăudat pe Dumnezeu când s-a născut Isus Hristos. A primit aur. Cine dintre noi a primit de aici aur la naștere? Ba mai mult! Te uiți la copilăria lui și Biblia spune că el era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Minunile care le-a făcut Iisus Hristos au fost extraordinare. Până și saliva conținea medicament și a uns ochii orbilor și orbiș căpătau vederea. Toate le face de minune, spunea poporul. La predicare să nu mai vorbim. Biblia spune că nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Oamenii se adunau cu mulțimile să audă cum vorbea Iisus Hristos. Emana puterea lui Dumnezeu. Vorbea ca unul care avea autoritate. Când te uiți la caracterul lui Hristos, el a putut să spună, cine mă poate dovedi că am păcat? Viața lui a fost minunată, fără niciun păcat. Când te uiți la moartea lui Isus Hristos, a murit minunat. Tată, iartă că nu știu ce fac. Învierea lui a fost minunată. Totul despre Isus Hristos este minunat. Și noi ne-am adunat în această seară aici, pentru că ne-am întâlnit cu acest Domn minunat cu Isus Hristos. Și ne-a impactat viața și ne-a iertat păcate și a ridicat poveri. Și vrem ca noi și copiii copilor noștri să-L cunoască personal pe acest mântuitor care este minunat. Dar să știți că nu toată lumea l-a văzut pe Isus Hristos minunat. În timp ce oamenii îl vedeau pe Isus minunat și spunea nimeni n-a vorbit ca omul acesta, exista o categorie de oameni pe nume farisei și cărturarii care timp de trei ani de zile erau pe urmele lui Isus Hristos ca niște hiene cu tot felul de răutăți și întrebări sucite, să-l prindă cumva, să-l poată scoate de pe scena predicării. Odată a venit și a zis, învățătorule, să plătim bircezarului sau să nu plătim? Spunea lucrul ăsta să-l ispitească. Altă dată a spus, a cui va fi soție în cerul, că șapte au avut-o ca soție. Și întotdeauna Iisus Hristos le-a dat răspunsuri care pur și simplu i-a făcut de rușine. Dar oamenii ăștia nu s-au oprit, au zis, las că tot îl prindem noi odată. În timp ce oamenii spuneau că e minunat, ăștia spunea, are drac, duce poporul în rătăcire, ăsta face răscoală. Și întotdeauna a făcut presiune asupra lui Hristos, cumva, cumva să-l prinde cu ceva. Și n-au reușit. Dar odată, spune Biblia, uitați versetul 1, Iisus <coughs> a dus la muntele măslinilor. Spuneți-mi ce a făcut Iisus Hristos la muntele măslinilor. Ce era pe muntele măslinilor? Grădina Ghețimani. Ce făcea Iisus acolo? Se ruga. Se era obiceiul lui. Și dacă vreți să vedeți cum se ruga Iisus Hristos, citiți Evrei capitolul 5 cu versetul 7, unde Biblia spune așa, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cum? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Când mă gândesc la viața de rugăciune a lui Iisus Hristos, întotdeauna mi rușine de viața mea de rugăciune. Pentru că cel care n-a avut niciun păcat, uitați cum se ruga nu doar înainte de cruce, ci în zilele vieții sale pământești. Ca un obicei, cum se ruga? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Și mă rog ca Domnul să pună în noi pasiune pentru rugăciune. Amen. Și zice Biblia, după ce s-a umplut de Duhul Sfânt în rugăciune, acolo sus pe munte, a coborât diz de dimineață, versetul 2, a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el și el a șezut jos și îi învăța. Vă imaginați ce putere de predicare avea Isus Hristos? Că Isus Hristos, dis de dimineață, a venit în templu și norodul, în loc să meargă la muncă, să meargă cu animalele, să meargă să-și câștige existența, au zis, au venit Isus, o venit, au uitat de tot. De ce? Să vină să audă cum predică Isus Hristos. Ce putere emana din Isus Hristos? Și Biblia spune că în timp ce îi învăța și oamenii absorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3 spune Biblia, au venit hienele, au venit cărturarii și farisei și au zis învățătorule, gata, gata, avem noi o întrebare pentru tine. Și ascultați din nou ispita cu care au venit ei, cum au venit de atâtea, de atâtea ori și în atâtea rânduri. Și a zis învățătorule, versetul 4, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșa prea curvia. Și Moise în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Versetul 6. Spuneau lucrurile acesta nu că îl interesau, nu că interesa pe ei tare mult, ci să-l ispitească și să-l pot învinui. Scopul era să-l facă de rușine în fața lumii, în așa fel încât să-l scoate de pe scena predicării. Dar vreau să vă spun ceva, Domnul Iisus Hristos la un lacăt închis are o mie de chei diferite cu care poate să deschide același lacăt. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu atotputernic. Ei nu știau că pun întrebarea asta unui Hristos care știe toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea lucrul ăsta ca să-l ispitească, spune Biblia. Ei erau convins că în sfârșit l-am prins pe Iisus. Nu mai are ce să zică. Dacă îi spune omorâți-o cu pietre, imediat au îi chemat, chemat pe soldații romani și spuneau pune lanțurile pe Iisus. Pentru că un evreu n-avea voie să dea sentință cu moartea. Era sub ocupație romană, numai romanii. De aceea când Isus Hristos a fost răstinit, au zis, noi nu putem face lucrul ăsta numai tu. De ce? Ei erau sub ocupație romană. Așa că ei au spus, dacă zice, omorâți-o cu pietre, cum a zis Moise, omul ăsta va fi încătușat. Dacă zicea, va fi băieți buni, mă, și iertați-o. A? Să uita la popor și zice: vedeți? Omul ăsta nu vine de la Dumnezeu pentru că el calcă legea lui Moise. Și așa i-a pus întrebarea, așa a pus lucrul ăsta încât în inima lor și în mintea lor au spus, n-are cum să mai scape. De atâtea ori au scăpat acum, orice ar spune, n-are cum să mai scape. Și vreau să vă spun ceva, omenește vorbind, Iisus Hristos chiar n-avea nicio șansă să scape. Orice răspuns dădea, n-avea cum să nu greșească. Însă îi puneau întrebarea asta nu unui simplu om, îi puneau întrebarea asta chiar lui Dumnezeu însuși care i-a creat. Și ce a făcut Iisus Hristos când a auzit ce întrebare i-au pus? De ce Biblia? Că Iisus Hristos, versetul 6 s-a plecat. Parcă îl văd cu un calm dumnezeiesc. S-a plecat în jos și a început să scrie cu degetul pe pământ. Și acum teologii s-au întrebat ce a scris Isus Hristos pe pământ. Unii spun că Isus Hristos a scris acolo cele 10 porunci. Și Biblia spune că dacă ai păzit toate cele 10 și ai greșit în una singură, ești vinovat de toate. Și ca și cum Isus ar fi spus, nu, n-ai călcat niciuna, ești tu perfect, și cine e fără vină să ia piatra și să, să dea primul cu ea? Alții spun că Isus Hristos a scris acolo următorul lucru. Unde este bărbatul? Pentru că dacă femeia asta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia, înseamnă că l-a prins și pe el și după legea lui Moise. Trebuiau amândoi uciși cu pietre. Adică voi îmi spuneți ce zice Moise, dar voi înși vă călcați legea lui Moise, că nu l-ați adus și pe el. Eu cred că Omul acela cu care a trăit, cred că era fariseu, era din tacma lor, dar au zis, bă, pe ăsta la copilin că i de mușamalizăm și o luăm pe femeia asta ca pe o momială și o aruncăm la picioarele lui Hristos ca să-l scoatem pe Hristos de pe scena predicării. Hați să-i spun că Iisus Hristos le-a scris pe pământ bubele alea de sub braț din talpă. Acele păcate ascunse pe care numai ei cu Dumnezeu le știa. Și când s au văzut păcatele acolo scrise. Zice Biblia, mustrați de cuvintele acestea, au ieșit afară unul câte unul. Alții spun că Isus Hristos a scris acolo pe pământ numele femeilor cu care ei înșiși au trăit, pentru că este vorba de contextul acesta sexual. Și Biblia spune, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit, zice stare, mustrați în cugetul lor. Și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Frați și surori, Singurul care avea puterea morală să ia piatra și să ucide. Știți cine era? Chiar Domnul Iisus Hristos. El a spus, cel care fără vină să arunce primul cu piatră. Singurul care putea să ia piatra era cine? Domnul Iisus Hristos. Și măcar că, măcar că avea puterea asta, n-a făcut, nu pentru că nu putea, ci pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Lăuda să fie Domnul. Mă gândesc că atunci când au adus-o pe femeia asta, Mă gândesc cum cu mâinile lor sinistre au pus mâna în coafură și au luat-o și au aruncat-o la picioarele lui Hristos, crezând că o face de rușine. Neștiind de fapt că i-au făcut cel mai mare bine, pentru că au dus o chiar la picioarele Mântuitorului, care poate să ierte orice păcat, slăvit și onorat să fie Domnul. Și vreau să vă spun că Evanghelia este vestea cea bună. Evanghelia este vestea care spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Asta înseamnă că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poate curăți. Singurul păcat pe care Dumnezeu nu se l poate ierta este păcatul care nu-l mărturisești. Unul Ioan 1 cu 9 spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, ele se credincioși și drept să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Lăudați să fie numele Domnului, binecuvântați să fie numele Domnului. Dar uitați-vă la atitudinea acestor oameni, crezând că îl prind pe Iisus Hristos, Hristos i-a prins pe ei. Și Biblia spune, au rămas mustrați în cugetul lor. Totuși, încă mai aveau cuget, mai aveau conștiință, nu și-au împușcat-o. Și ce-au împușcat ce făcut oamenii aceștia? Ce fac oamenii și astăzi? Și asta este tragedia, versetul 9. Când au auzit cuvintele acestea, spune Biblia, au ieșit afară unul câte unul. Eu cred că era șansa vieții lor. Că atunci când Dumnezeu le-a descoperit păcatele și le-a scris acolo, în loc ca să vine lângă femeie și se ia loc lângă femeie la piciorul lui Hristos să spună, Doamne, și eu am nevoie de harul Tău. Tu ești Mesia, Doamne. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu știi păcatele mele ascunse, Doamne, ăsta trebuie să fie Dumnezeu în carne și oase. Și în loc ca să ia loc lângă femeie să spună, ai milă de mine păcătosul. Și ei ce au făcut? Ceea ce fac oamenii astăzi. Nu, no, zice, okay, no, eu sunt ok, zice, nu, no, nu, no. nu, nu. N-au putut renunța la mândria lor, ci au plecat cu sacul de ciment în spate, au plecat cu păcatele lor acasă, măcar că Mântuitorul era acolo, în prezența lor. În seara asta vei putea spune, frate Gabi, eu nu mi-am trădat niciodată soțul sau soția. Dacă ești aici și nu-ți-ai trădat soțul sau soția, am un singur cuvânt pentru tine. Felicitări, bravo! Numai că vreau să spun ceva, în iad nu se ajunge numai pentru curvie. În iad nu se ajunge numai pentru curvie. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9, Biblia spune așa. Versetul 9. Nu știți că cei nedrepti, țeparii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici efeminizații, nici sodomiții, nici cei lacomi, nici hoții, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești aici și spui, eu, nu m-am sporcat, foarte bine, foarte bine, dar ascultă-mă, dacă nu ești vinovat de păcatul acestei femei, dar poate ai o ură străveche în inima ta, poate ai amărăciuni, poate ai lucruri care le car de ani de zile după tine, Și ce trebuie să faci? Să-ți lași mândria deoparte și să iei loc lângă femeia și să spui, Doamne, și eu am nevoie de harul Tău, Doamne să nu mergi din prezența lui Hristos din seara asta, ca și când, ca și cum, nu, mesajul nu a fost pentru mine. Să nu mergi ca farisei ăștia, să pleci din prezența celui care singur te poate ajuta. Și să iei loc la picioarele lui Hristos să spui, Doamne, nu-i curvie, Doamne. Dar, Doamne, e păcatul ăla, Doamne. E patima aia care mă, 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 mă chinuie în de atâția ani de zile. Vin la picioarele tale, Doamne, și te rog, iartă-mă, Doamne. Ai milă de mine, păcătosul, slăvit să fie Dumnezeu. Și în seara aceasta mă rog, ca fiecare dintre noi, indiferent de păcaturi, indiferent de hemoragia internă care o avem, să avem suficientă smerenie să spun, Doamne, ai milă de mine păcătosul, nu mă lăsa să plec din prezența Ta, pentru că Dumnezeu nu poate să facă în locul Tău ceea ce numai Tu poți să faci, și anume, să spui așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am tu fi sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Dumnezeu nu poate să rostească asta în locul tău, ci tu trebuie să vii la picioarele lui Hristos, să spui, Doamne, am nevoie de tine. Și dați-mi voie să vă spun, pe calea pe care a venit femeia asta, pe calea asta trebuie să vină și avocatul, și președintele, și milionarul, și săracul, și bogatul. Care este calea de mântuire? Credința și pocăința. Să venim la picioarele lui Hristos să spun, Doamne, ai milă de mine păcătosul, lăuda să fie numele Domnului. Dar Biblia continuă și spune așa, au plecat ăștia în aroganța lor, nu s-au putut smeri, au plecat tot cu păcatele lor. Și Biblia spune așa, și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Nu e asta o tragedie? Ba mai mult continuă Biblia, vine și spune versetul 10. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut, zice stare, pe nimeni, decât pe femeie, decât pe femeie. Dar unde erau ceilalți? Bun, bun, dar o pleca farisei. Dar unde erau oamenii din orod? Că versetul, versetul 2 spune, tot norodul a venit la el. Și acum zice Biblia, n-a mai văzut pe nimeni, decât, exclusiv pe femeie. Unde, unde sunt oamenii? Go! Au plecat de decât pe femeie și n-am mai văzut pe nimeni. Nu vi se pare că trăim vremurile astea și astăzi? Când e vorba așa de o predică, așa, oh, Iisus, pre- oh, ce bine predică, oh, dacă ne spune întâmplări, pilde, dacă ne dă pește și pâine și dacă face minuni, oh, ce Iisus, 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 dar sigur. Și când Domnul vine și spune, auzi, ia loc aici și tu, 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 ia loc aici, hai pocăiește-te și tu. Cum? Cum? Nu, nu, eu sunt ok, nu, eu, eu. Când vine vorba de pocăință, de multe ori Iisus Hristos știți cum rămâne? Singur. Singur. Și asta este tragedia, frați și surori. Domnul stă la ușă și bate. Dar Domnul nu vrea să rămână singur. Domnul vrea să fie cât mai mulți în seara asta, sau cei care urmăresc live să vină să spună, Doamne, am nevoie de tine, Doamne. Doamne, mă pocăiesc de păcatul meu, Doamne. Cred că Tu mă poți ierta de orice păcat, Doamne. Și vreau, vreau să vin la picioarele Tale, Doamne. Femeia asta săracă mă gândesc că tremurând a venit acolo, neștiind de fapt că îi face cel mai mare bine, că a venit unde? La picioarele Mântuitorului, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Dar să știți că este și o frumusețe, în sensul că Isus a rămas singur cu femeia. Este și o frumusețe aici. Asta mi-arată următorul lucru, că mântuirea este cum? Personală. Când Dumnezeu vrea să mântuie un oraș sau un sat sau un, sau un stat, Dumnezeu nu e așa o găleată de mântuire și zice, mântui pe toți la grămadă. Și știți cum mântuie Dumnezeu? Oricine va rosti cu gura lui pe Iisus Hristos va fi mântuit. Mântuirea este personală. Mântuirea, e perso mântuirea nu e colectivă. Dacă mama e mântuită, nu trece mântuirea ei la copil sau invers. Fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru viața lui. Și este o frumusețe aici. Că Isus rămâne singur cu femeia. Rămâne singur cu femeia. Noi avem o cântare în România care se cântă și spune așa: Cu Isus vreau să stau de vorbă. Atunci, când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi. Să plângem amândoi. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem o relație intimă și personală cu Isus Hristos. să deschizi inima înaintea lui Dumnezeu, să cas la picioarele lui Hristos, să cazi înaintea lui cu patima ta, cu păcatul tău, poate chiar cu păcat sexual în viața ta și să spui, Doamne Isuse, ai milă de mine păcătosul. Doamne, între mine și tine, Doamne, stau înaintea ta, Doamne, tu care e sfânt și ești curat, Doamne, eu care m-am murdărit, Doamne, stau înaintea ta și ai milă de mine păcătosul. Chiar dacă toată lumea pleacă, Doamne, chiar dacă rămâi singur, Doamne, eu rămân cu Tine, Doamne, și vreau, Doamne, și aleg să mă pocăiesc de păcatul meu, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Și atunci s-a ridicat în sus și când n am mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, versetul 10, unde sunt părâșii tăi? Femeie? Sunt cuvânt magic. Pentru că oamenii ăștia au venit și au zis, Doamne, s am adus o și au aruncat-o la picioare lui Hristos. Și Iisus Hristos se uită la ea și zice, tu în ochii mei, tu nu ești ceea ce spun oamenii ăștia. Tu în ochii mei ai valoare. Tu în ochii mei, tu ești femeie. Și ce face Hristos? Redă înapoi valoarea acestei femei. În ochii mei, tu ești valoroasă. Dar are importanță ce zice strada, ce zic neamurile despre tine. Ce a curățit Dumnezeu, tu să nu mai numești spurcat. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, femeie, tu ești valoare în ochii mei. Îți restabilezi înapoi valoarea pierdută pe care diavolul prin păcate a murdărit. Și în ochii mei ești femeie. Pentru că ceea ce curățește Dumnezeu, noi nu mai numim spurcat, slăvit să fie Dumnezeu. Amin? Poate în seara asta ești aici și diavolul te atacă cu lucruri poate din trecutul tău și poate nu te mai ierți. Și tot îți mărturisești păcatul ăla de o sută și de o mie de ori și te vezi murdară. Satana spune asta. Spuneți-mi, de câte ori trebuie să te mărturisești înaintea lui Dumnezeu ca El să te ierte? De câte ori? O Odată, așa Dacă îți mărturisești păcatele. Dar știi ce face diavolul? Te bag într-o cușcă autocondamnării. Dar Biblia spune așa, Romani 8,1 There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dacă ești în Iisus Hristos și sunt și sângele lui te-a curățit de orice păcat. Să spui, pleacă satanul, eu nu mai cred minciuna asta. Sângele Domnului m-a curățit. Indiferent ce spun farisei și cărturare, indiferent ce spune lumea, eu mă uit la Isus Hristos, El mă vede valoare, El mă vede femeie, eu sunt copilul lui Dumnezeu. De aceea eu nu mai cred minciuna celui rău. De ce? Sângele Domnului e mai tare decât păcatul meu. Harul lui Dumnezeu e mai puternic decât trecutul meu. De aceea ce fac? Îmi credința în rănile lui Isus Hristos, și onora să fie Domnul. Vă aduceți aminte de Zacheu? Când Domnul Iisus Hristos a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, că -și vreau să intru în casa ta. Ce au spus oamenii? Tică losul ăla, păcătosul ăla, la ăla merge Isus, Dar n-are importanță ce zice lumea. N-are importanță ce zice gura satului, cum spunem noi. Este important că Isus Hristos sau a uitat la el și a zis, în ciuda ceea ce spun oamenii, eu când văd inima ta, vreau să spun ceva, tu ești fiul lui Avram. Și când Dumnezeu spune, ești copilul meu, ești curățit prin sângele meu, trebuie să-l celebrez. Zică lumea ce o vrea, Hristos m-a eliberat, Hristos m-a iertat și eu sunt a lui pentru totdeauna. Lăuda să fie Domnul. Frați și surori, e mare Domnul Isus Hristos? E bun Domnul Isus Hristos? Dacă ne-ar lua Domnul la bani mărunți pe fiecare dintre noi, niciunul n-ar trebui să fim aici. Dar suntem aici pentru că la tine este iertare ca să fii de temut, lăudat și onorat să fie Domnul. Și iată-L pe Isus Hristos, care se uită la această femeie și o restaurează. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni nu te-a osândit. Și ea zice, versetul 11, nimeni, se uită și zice, nimeni, Doamne, cum îl numește pe Iisus Hristos femeia asta? Cum îl numește? Nimeni, Doamne. Iisuse, tu pentru mine, tu nu ești un simplu învățător, tu nu ești un simplu moralist, tu nu ești un simplu vindecător. Tu ești Domnul meu. Tu ești împăratul meu. Și de aceea Iisus Hristos a zis, nici eu nu te o sândesc, pentru că Iisus a văzut în inima ei, pocăința ei. Uite-te că femeia asta nu se scuze, nu zice, nu e adevărat, nu e adevărat, ai probe video. Uite-te că femeia asta tace în tot acest proces, femeia asta tace și tăcerea ei arată că se pocăiește și recunoaște vina. De aceea Iisus Hristos îi spune, nici eu nu te o sândesc, nici eu nu te o sândesc. Și vreau să vă spun ceva, aceasta este cea mai mare criză în bisericile noastre. Criza în bisericile noastre nu-i de predicatori, nu-i de bani, pocăiți au bani, nu-i de mașini, nu-i de cântăreți buni. Criza este de lacrimi de pocăințe, de oameni care se spun așa e Doamne, așa e Doamne, mă pocăiesc. De ce a reabilitat Iisus Hristos pe femeia asta? Pentru că ea tace. Femeia asta recunoaște cu alte cuvinte. Și ce face Iisus Hristos? Îi dă înapoi valoarea pe care a pierdut-o, o iartă Dumnezeu și îi spune, du-te, nici eu nu te o săndesc. du-te și să nu mai păcătuiești, lăuda să fie Domnul. Uitați-vă de exemplu când bunul samaritean Iisus se întâlnește cu răul samaritean, femeia aceea din Ioan 4. Și Iisus îi spune, auzi, dăm să beau. Și femeia aia o brasnică, îi spune, cine te crezi tu că ești? Ești tu mai mare ca părintele nostru Iacov care a să pasă fântâna asta? Tu, de un cer mie? Și le așa pe Iisus la 11 metri, spunem noi. Și Iisus Hristos se uită la ea și zice, femeie, dacă ai ști tu cine și cere, tu singur ai fi cerut și eu ți-ar fi dat apă, apă vie. Și apa care o eu dau eu, se va preface într-un izvor care va sâșni în viața veșnică și niciodată nu-i va, fi sete. Și Biblia spune că femeia asta zice, Doamne, dăm totdeauna apa asta, să nu mai vin aici. Și Iisus Hristos zice, stai că îți dau testul. Tu crezi că apa asta vine așa că, Doamne, dăm și îți vine? Nu așa vine. Înainte să primești binecuvântarea asta, îți dau un test. A dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și femeia zice, n-am bărbat. Și sus îi spune, bine ai zis, că cinci ai avut. Și ăsta cu care ești, ești în concubinaș, nu e și în loc femeia aia care era bună de gură și o zice, cine te crezi că ești? În loc să spună, nu e adevărat, nu e adevărat, să-și cer daune morale, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. În loc să o vezi obraznică, știi ce face femeia asta? Își pleacă capul și spune, văd, Doamne, că ești proroc. Cu alte cuvinte, așa e, Doamne, mă smeresc, mă pocăiesc, Doamne. Și când Dumnezeu vede pocăința ei, știi ce face Dumnezeu? Când vede că femeia asta obraznică dintr-o dată se pocăiește și nu mai zice că nu e adevărat. Și ce face Dumnezeu? I se descoperă și zice, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt Mesia. Și în momentul ăla, zice Biblia, a țâșnit apa. Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea și a transformat într-o misionară. Și s-a dus în cetatea Samariei și a chemat pe toți. Și toată cetatea s-a mântuit. De ce? Pentru că femeia asta a ajuns la punctul zero. Și Duhul lui Dumnezeu, apa, a țâșnit în viața ei. Frați și surori, putem avea doctorat în teologie, putem avea oratorie, Putem avea, mai știu eu ce, calități naturale. Ascultați-mă, nu există scurtătură pentru pocăință. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, egal care e păcatul ăla, să spui, Doamne, așa lui Doamne. N-are rost, Doamne, n-are rost ca prorocilui Bal să, să mă rog aiurea ani de zile pentru un lucru și văd că nu se întâmplă, zice Biblia, nu, nu mâna Domnului prea scurtă, ci păcatele tale. Nu te mai ruga, mai întâi gândește. Și dacă există păcate conștiente în viața ta, un zid de despărțire între tine și Dumnezeu, mărturisește-le înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu, ne putem ruga ani de zile și Dumnezeu nu intervine, nu că nu vrea, ci pentru că n-am ajuns la punctul zero, să ne dăm machiajul jos spiritual și să spui, Doamne, așa e, văd că ești proroc, Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Gândiți-vă de exemplu la Iacov, care l-a înșelat pe taică -o și a zis, eu sunt number one, eu sunt întâiul născut, eu sunt Esau. Și după 20 de ani de zile se întâlnește Dumnezeu cu Iacov la Peniel. Vă aduceți aminte? Când ajunge în sfârșit în criză, din spate vine la bani și din față vine Esau cu armata, omul ăsta rămâne disperat și se întâlnește cu Dumnezeu la Peniel și toată noaptea se luptă cu Ungerul Domnului. Și Biblia spune că în sfârșit Iacov începe să plângă. Osea 12 cu 4 și a spus așa, nu te las până nu mă binecuvântez. Și Osea 12 cu 4 zice că a cerut Binecuvântarea asta cum? Cu lacrimi, o să ia 12. Cu lacrimi a cerut binecuvântarea asta. În sfârșit bărbatul ăsta începe să plângă. Plânge! Nu te las, Doamne, până nu mă binecuvântezi! O, oh, zice Domnul. Da, îmi place rugăciunea ta, îmi plac lacrimile. În sfârșit te rogi. Numai ca să primești binecuvântarea, îți dau și ție un test. Care e testul? Cum te cheamă? Vi se pare că a fost greu sau ușor testul? Foarte greu. Pentru că în urmă cu 20 de ani de zile când taică s-o l întrebat, cum te cheamă? O mințit cu nerușinare. Și-a zis, numele meu este Esau. Eu sunt number one. Și Domnul se uită la el cu alte cuvinte și spune, 20 de ani de zile ai trăit în minciună, în ipocrizie. 20 de ani de zile n-ai vrut numai femei și bani. Ăsta ești tu. Nu una, nu două, nu trei, patru femei. Și numai capre și oi și cămine, numai asta e vrut. N-ai fost numai rugăciunii și acum vii și spui, Doamne, scapă-mă, Doamne, binecuvântă-mă. Tu crezi că așa ușor? Cum te cheamă? 20 de ani de zile ai trăit cu o mască, că tu ești number one. Și când aude Iacov lucrul ăsta, se zdrobește și spune, numele meu este Iacov înșelătorul. Și când Dumnezeu vede pocăința lui, când Dumnezeu vede cum se zdrobește și se pocăiește, zice, pentru că văd pocăință, numele tău nu va mai fi Iacov. Numele tău va fi Israel, prințul ales lui Dumnezeu. schimb identitatea, cel ce luptă cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Și îl face Dumnezeu patriarh. Și în momentul ăla cred că a primit și dar de prorocie. Pentru că la sfârșitul vieții pe patul de moarte a început să le prorocească. Tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. În sfârșit se pochește și Dumnezeu îl binecuvântă. Frați și surori, și noi vrem harul Dumnezeu să vină peste noi, vrem binecuvântare, vrem întâlnire extraordinară cu Dumnezeu, foarte bine. Dar știți ce trebuie să fac? Să fiu ca femeia asta, să fiu ca și Iacov. Să las orice justificare deoparte dacă am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Să spun, Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Amen. Doamne, vreau iertarea Ta. Vreau Duhul Tău ce Sfânt să vină peste mine, Doamne. Dar vreau să mă zdrobesc înaintea Ta. Lăuda să fie Domnul. Gândiți-vă de exemplu la David. A fost o foamete pe vremea lui David. <coughs> trei ani de zile. Și după trei ani de zile, David zice, Doamne, dar de ce-i foamete asta? Că tot mă rog și nu se întâmplă nimic. Și Domnul zice, din pricina violenței lui Saul. Și ce să fac? Ia pe fiul lui Saul și spânzure, de pe mâna gabauniților, spânzure de un lemn. Întotdeauna m-am gândit la următorul lucru, frate și sorori. Dacă David, după o lună de rugăciune, sau după două luni, sau după trei luni, vede că foamea n-a încetat, de ce n-a pus întrebarea asta mai repede? De ce o trebuit trei ani de zile să se roage fără să pună întrebarea asta? Cum era să pună întrebarea asta după o săptămână? Se scutea de o tonă de rugăciuni dacă spunea, Doamne, de ce nu răspunzi? Și de multe ori și noi, probabil, stăm și ne rugăm pentru o cauză, tă ne rugăm, tă ne rugăm. Și mâna Domnului nu-i prea scurtă, dar Domnul zice, nu te mai ruga, începe să gândești prima dată. Începe să gândești. Care-i fiul lui Saul pe care trebuie să-l omor? Omorâți mădular, revoase care sunt pe pământ, Corvia, necurăția, patima, poftarea, răutatea, ura, invidia, mărăciunea. Omorâți! De ce? Pentru că asta ce fac? Împiedică lucrarea Duhului Sfânt, frustrează lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci dacă vine înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, așa e Doamne, vă că ești proroc, tac înaintea lui Dumnezeu ca femeia asta, egal în ce domeniu și spun, Doamne, aleg să mă pocăiesc, aleg să sun, aleg să dau mâna de pace, aleg, Doamne, să-mi sfințesc viața înaintea ta, chiar dacă mă doare. Vreau să vă spun ceva, Duhul lui Dumnezeu vine într-un mod natural pe un sol în care nu mai există buruieni. Și că dacă există buruieni în viața ta și tot le-ai mascat să fie seara în care să spui, Doamne, aleg, Doamne, să mă pocăiesc vreau prezența ta, Doamne, vreau puterea ta peste mine, lăuda să fie Domnul. În urmă cu câțiva ani de zile, <coughs> m-am dus la un spital, la oncologie, un păstor baptist o zis, vii cu mine să ne rugăm pentru un frate, ultimul stadiu. Și m-am dus cu el. Și l-am întrebat pe frate și am zis, frate, era tânăr. Pentru ce vrei să mă rog pentru tine? Și el s-a uitat la mine și a zis, rogă-te ca Dumnezeu să mai dea 2 sau 3 ani de zile de viață. Dar zic eu, de ce? Și el spune, vreau ca Dumnezeu să mai dea 2-3 ani de zile de viață, ca să repar mărturia lui Dumnezeu în sat. Să repar mărturia lui Dumnezeu în sat. De aproximativ 20 de ani de zile era în tribunal cu frate sau pentru o nenorocită de mejdie de pământ de la mama. Aș vrea să mai dea Dumnezeu, cerșa câteva clipe, să repar mărturia lui Dumnezeu. M-am uitat la el și am spus în inima mea, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Sunt oameni care îmbătrânesc urât înaintea lui Dumnezeu. O 7 șapte cu nouă. Biblia spune așa. Niște străini mănâncă puterea. Îl apucă bătrânețea. Și el spune stare. Nu-și dă seama. Pentru că a fost obișnuit că n-am curvit, frate, n-am curvit. Și nu-și dă seama că există și alte păcate care sfură puterea spirituală. Și printre care, lăcomia de bani. O ură străveche, Ezechiel 15. Lucru care pur și simplu te ține legat. C ca și cum ai avea o bilă neagră de aia de fier. Cum ești, frate? Bine, cap pământ și tragi după tine ceva și vezi că începi să îmbătrânești, albești, bă, dar nu-l ierți. Și vii și îmi spui, eu cred în lucrarea Duhului Sfânt, Eu cred în, nu știu, bun! Degeaba tot mă lau, tot mă lau că pentecostal. Știi ce trebuie să fac? ABC-ul mai întâi. Să mă pocăiesc și să iert din toată inima. Yeah. Și Duhul Sfânt apoi cu darurile Lui, într-un mod natural, Vine acolo unde inima este curată. Că Duhul Sfânt e Sfânt. Și prima funcție a Duhului Sfânt e să mă facă Sfânt, că Duhul e Sfânt. Deci n-are rost să le întoarcem cu aleluia, Ce aleluia când tu urăști pe cumnatul tău? Ar trebui să vii să spui, Doamne, îmi Doamne! Și în videa aia mare, e tot acolo, Doamne. Nu mai vreau să mă dau drept altul. Vreau să-mi dau masca jos și să spun, numele meu este Iacov, înșelătorul. Și abia apoi Dumnezeu schimbă destinul și schimbă identitatea. Doamne, îndură-te de noi, Doamne! Și lasă prezența Ta slăvit să fie numele Domnului. Amin? De aceea Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, alege să o ierte pe femeia asta. Și de ce? Pentru că Iisus Hristos a văzut plânsul ei, a văzut că nu comentează, a văzut că nu se justifică. Și când a văzut pocăința ei, Dumnezeu a zis te reabilitez. Pentru că jertfele plăcute lui Dumnezeu, zice stare, sunt un duh zrobit și o inimă mâhnită. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am zis, Doamne, <coughs> care e cel mai bun test prin care știu că cineva este cu adevărat copilul tău? De unde știu că cineva este cu adevărat a genuine Christian? Un creștin, a really born again Christian. autentic? Și fără îndoială am spus, cel mai bun mod prin care îmi dau seama că cineva este cu adevărat pocăit, este următorul. Când păcătuiești, îți lăcrimează ochii? Când păcătuiești, te doare? Mă refer și dacă nu sunt camere video, și dacă nu te-a văzut nimeni. Dar știi că prin păcatul ăla ai relația ta cu Dumnezeu. Îți vine să te duci singur undeva în munți, undeva într-o mașină, singur în camera ta, să spui, Doamne, împotriva ta am păcătuit. Ai milă de mine, păcătosul! Dacă ai lacrimi când păcătuiești, este o dovadă că Duhul Sfânt e în tine, pentru că Duhul Sfânt te convinge de păcat. Dar dacă poți să trăiești în păcat și nu te doare, și poți chiar să slujești, să ai o carismă, carismă fără caracter catastrofă. Carismă fără caracter ca ta. Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău. N-am prorocit în numele Tău. Și nu se referă la ghicitori. N-am predicat în numele Tău. Și Domnul spune, da, ai făcut asta, dar ai vorbit de apă și ai băut vin în spate. Ai zis una și ai trăit altfel. Și Domnul va spune, pleacă de la mine. Niciodată nu te-am cunoscut. Adică oamenii ăștia și-au bazat viața pe ce? Pe carismă? Pe învățături corecte cum le-au avut? Doamne, Doamne! Și așa mai departe. Dar viața lor era praf. Seara asta să venim înaintea Domnului, să nu plecăm ca farisei de acolo, din prezența lui Hristos. Oh, și sunt sigur că la cei mai mulți, nu-i vorba probabil de păcat sexual, dar poate să fie altceva care pur și simplu să mănâncă puterea pe din interior. Caută pe cineva cu fermoar pe gură, caută sunt duhovnic, du-te, mărturisește, eliberează-te, detoxifică-te de, 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 lucrurile lumii care au intrat în viața ta. Și spune, Doamne, vreau o întâlnire personală cu Tine. Cu Isus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Lăudați să fie Domnul! Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. De azi încolo ești Domnul meu. Credeam că o să mor, dar să mulțumesc că Tu m-ai salvat. Slăvi să fie Domnul. Amen. Nimeni, Doamne. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. <coughs> și acum ascultați versetul 11. Versetul 11 spune așa. Și Isus i-a zis, când îi vede pocăința, nici eu nu te osândesc. Du-te. De ce stare? și să nu mai păcătuiești. Vreau frumos să vă uitați la ordinea pe care Iisus Hristos o pune. Prima dată, Iisus Hristos ce face? Îi dă har, lipsa de o sânde. Nici eu nu te osândesc. Și după ce îi dă har, că îi vede pocăința și credința, că îl numește Domn, după ce îi vorbește despre har, nici eu nu te osândesc, abia apoi o responsabilizează și zice, du-te și să nu mai păcătuiești. Îți dau har cu care te împuternicesc să pleci să nu mai păcătuiești. Mai întâi har, și apoi responsabilitate. Noi de multe ori cum facem? Când auzim că cineva a păcătuit, cum facem? Invers. Noi spunem, duci să nu mai păcătuiești și după 20 de ani de zile, după ce te văd cum trebuie, după aia nu te o Și ce înseamnă asta? Legalism. Pentru că Biblia spune așa, căci harul lui Dumnezeu mă învață să o rup cu păcatul, nu cancerul. Nu leucemia mă îndeamnă la pocăință, ci bunătatea lui Dumnezeu. Amin? Amin da. Pentru că dacă faci invers și nu îl împuternicești, mă refer la oameni care se pocăiesc, nu care vin cu pretenții, eu mi-am trăit viața și vin, eu vreau să fiu lider. No, no, no. Nu, 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 așa nu-ți pocăiți. Mă refer la omul ăla care se zdrobește, care se pocăiește, ca fiul risipitor care se întorce, dar nu se întorce cu amantele la taică sau și cu porci după el. Vine în zdrențe și zice, nu sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Mă refer la oameni care cu adevărat s-au pocăit. Și ce trebuie să le faci? Să-i ofer har. Că acolo unde există cercetarea Duhului Sfânt și, și dorință de pocăință, trebuie să le arăți pe Iisus Hristos și sângele Lui, care iartă orice păcat. Glorie, Nici eu nu te o osândesc, că dacă fac invers, și zic, du să nu mai păcătuiești, că apoi îți dau har, omul la recidivează că n-are împuternicire. Pentru că harul mă învață să o rup cu păcatul. Am frați și surori? să folosesc o ilustrație în sensul ăsta. Există mulți predicatori legaliști care nu știu numai de păcat, 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 păcat. Și cum vorbești despre Harul lui Dumnezeu, prin care și ei trăiesc, dar nu recunosc. Da, Dumnezeu a păcat în biserică. Să că imaginează următorul lucru. Merge cineva la doctor și descoperă o tumoră canceroasă în stomac. Și doctorul ce face? Îl operează, îl taie, scoate tumoarea și dacă îi zice după aia, bă, ce-am curățat de cancer, Du-te în salon. Spuneți-mi. nu doctorul ăla un criminal? Ba da, de ce? Păi ce mi arătat că e cancer, că e... Ce trebuie să faci? Coasel. Coasel, nu lăsa desfăcut. Sunt oameni care spun, e cancer, e cancer, e cancer, e păcat, e păcat. Și taie. Bun. Amin. Vorbim împotriva păcatului. dar după ce ai spus că e cancer? După ce ai spus că e păcat? Da, suntem împotriva păcatului. Știi ce să faci? Trebuie să-l coși. Trebuie să-i un Hristos minunat care iartă. Trebuie să-i arăți lui Hristos. Trebuie să spui, Doamne, sângele tău curăță orice păcat. Ai milă și iartă-l tu, Doamne. Yeah. Pentru că dacă nu-i ofer har la omul ăsta care stă la picioarele lui Isus și nu se justifică, ci lasă acolo, omul ăla moare. De aceea Evanghelia înseamnă vestea bună. Bonche spunea, Evanghelia is the best news. E cea mai bună veste. Că Isus a murit pentru noi păcătoși. Și cu toți suntem aici pentru că Domnul a avut milă de noi. Vorba lui Tozer, dacă Dumnezeu ar trebui să mă pună pe raft, ori de câte ori păcătuiesc, eu ar trebui să fiu o statuie. Asta spunea Tozer, profetul Americii. Frați și surori, toți trăim prin harul și prin mila lui Dumnezeu. Prin asta dăm drumul la păcat? Nu! Dacă vezi cum se pocăiește, și ce să faci? ia după umăr, mă! Oaia pierdut-o, venit în casa lui Dumnezeu. Vorbește de un Hristos minunat, Că mâine îți pică pruncul tău. Și atunci să vezi cum o să schimbi tu teologia. N-ai da har la nimeni până când pică pruncul tău. Apoi să vezi ce versetele și cât o iertat Iisus, cât femei, câți bărbați. Imediat îți faci teologia corectă. Frați și surori, să nu mergem nici pe care al legalismului, care urâtă Domnului. Dar nici pe care al libertinismului, că poți păcătui, oricum Domnul te iartă. Și să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. De aceea Iisus e minunat. De aceea Iisus e minunat. M mă ridic în numele Lui Iisus. De ce? Că e har. Și harul Lui mă îndeamnă la pocăință. Și bunătatea Lui mă îndeamnă la pocăință. Vorba lui Martin Lloyd Jones. Un creștin când păcătuiește, nu păcătuiește împotriva legii lui Dumnezeu. O zis, nu, un creștin păcătuiește împotriva unei relații pline de iubire. Adică și dacă n-ar exista iad, el iubește pe Dumnezeu și păcatul ăla lovește într-o relație pe care el o prețuiește. De aia nu vrei să păcătuiești. Că știi că e minunat Iisus. Frași și surori, vreau să-L văd pe Iisus minunat. Și vreau să predic Evanghelia Harului lui Iisus Hristos. Care ridică, care iartă, care dă, dă har la oricine, oricât de jos a căzut. Binecuvântat să fie Domnul. Psalmul 27 cu 8, Biblia spune așa. Salmul 27 cu 8 Inima-mi zice din partea ta caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Deși faptul că există acel fitil care mai fumegă, acea dorință, oricât de mic ar fi, ascultă-mă, asta e lucrarea Duhului Sfânt, inima din partea lui, nu din a ta. În tine nimic bun nu locuiește în firea ta pământească. Dar dacă există acolo a godly remorse, o remușcare sfântă, și spui, Doamne, așa e Doamne, stau la picioare tale ca femeia asta, Doamne, e păcat sexual, sau i alt păcat, Doamne, dar am nevoie de mila ta, ascultă-mă, inima din partea lui Dumnezeu spune, Duh Sfânt lucrează în tine pocăința. Și asta este harul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. O lăuda să fie în numele Domnului. Dar am o problemă cu versetul 11. <coughs> și cu tot pasajul. Întrebare. Este Dumnezeu drept, da sau nu? Plata păcatului este moarte. Dar este Dumnezeu și bun, da sau nu? Da. Este. Și acum, Doamne, nu te înțeleg. Cum ai putut-o să ierți, să fii bun cu ea? De unde e dreptatea? Unde-i dreptatea aici? Deci dacă Iisus Hristos lua piatra, cel care fără păcat să arunce primul, el era fără păcat și putea. Dacă Iisus Hristos o omora pe femeia aia, Iisus era drept, dar nu era bun. Corect? Dacă Iisus Hristos spunea, a, iertați-o mă, Hristos era bun. Dar unde-i dreptatea? Unde-i pedeapsa? Unde-i corectitudinea, Doamne? Și vă să ascultați cum se împacă dreptatea cu bunătatea în acest text. <coughs> Dumnezeul nostru nu este numai bun sau numai drept. Dumnezeul nostru este bun și drept în același timp. Amin? Da. Și cum a împăcat Dumnezeu dreptatea lui care cerea pedeapsă cu bunătatea lui? De ce a iertat-o pe femeia asta? Pe gratis? Pentru că știa că peste câteva săptămâni mielul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu se ducea la cruce. Și acolo lua toate păcatele lumii, trecute, prezente și viitoare. Toate le lua asupra lui. Femeie, eu te pot ierta și nu mai păcătui. Nu te o sândești. De ce? Pentru că o sândă care ar trebui să vină asupra ta va cădea asupra mea. Și mânia lui Dumnezeu va fi satisfăcută când va vedea, când va vedea că mi brațele pe lemn și voi lua toate păcatele. Paharul mâniei lui Dumnezeu îl voi bea și în locul tău. De-aia te pot ierta. Iertarea nu-i pe gratis. Iertarea a plătit-o Dumnezeu prin Fiul Său, prin Isus Hristos. Și de aceea îi spune, du-te și nu mai păcătui. Dar nu uita cu alte cuvinte, că eu plătesc pentru tine pe gratis, dar pentru mine. Va costa tot ce mai scump, viața mea, slăvit să fie Domnul. Sprinți- mi minunat Iisus Hristos, de aia îl iubesc pe Isus, Pentru că tot vocabularul lui Dumnezeu se epuizează într-un singur cuvânt, Isus. Și dacă l-ai pe Fiul, ai viața. Dacă n-ai pe Fiul, n-ai viața. Seara asta cum ar fi să vină înaintea Domnului să spui, Doamne, mă pocăiesc înaintea, mulțumesc că atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, mai mult nu putea, atât de mult, încât l-a trimis pe Iisus Hristos să plătească el, să sucativeze el mânia lui Dumnezeu în trupul său, ca astfel să am pace cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită la sângele lui, la sângele fiului său, mânia lui Dumnezeu este stinsă și Dumnezeu se împacă cu mine păcătosul, de ce? Pe baza sângelui Hristos și mă îmbracă în neprihănirea lui Hristos și sunt socotit drept neprihănit nu prin fapte, ci prin credința în mielul lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul, Amen. așa că oricât de jos ai căzut, oricât de jos ai căzut, ascultă-mă, uite-te la Hristos și spune Doamne, cred în rănile tale, diavolul îmi, îmi urlă în ureche, nu se mai poate nu se mai poate, se poate sângele Domnului ne poate curăți de orice păcat Aleluia. o lăudați să fie numele Domnului Cineva spunea dacă toate mările și oceanele s-ar preface în cerneală și toate pădurile s-ar preface în penițe și toate cerurile s-ar preface în scrolls, în suluri de carte, tot n-ar fi de ajuns să descriem dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui ne-o strâns la oaltă în seara asta, așa-i? De-aia venim aici, că dragostea lui, numânia lui, dragostea lui și dragostea asta... Îți spune, du-te să nu mai păcătuiești. De dragul lui nu mai vreau să păcătuiesc. Că am înțeles Evanghelia, am înțeles Harul. Că l iubesc pe el, de aia nu mai vreau să păcătuiesc. O, lăuda să fie Domnul. De aceea, indiferent în ce groapă ai ajuns, Harul lui Dumnezeu, scad două aripi. Harul lui Dumnezeu te poate scoate de acolo. Sângele Domnului te poate curăți. Harul lui Dumnezeu e mai tare decât trecutul tău. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Ce să faci? te uiți la Isus și spui, Doamne, tu vezi starea mea, tu vezi apăsarea, tu vezi depresia. Toată ziua am eu spus satana că nu se mai poate. Doamne, nu mai cred pe mincinosul ăsta. Cred pe Isus Hristos care a spus, se poate. Tocmai faptul că te doare de păcat, inima din partea lui o crea durerea aia. Asta înseamnă că el o crea durere pentru păcat. Din partea lui spune, caută fața mea. Și tocmai faptul că auzi acest mesaj, și că ești sub influența cuvântului Dumnezeu aici. Este un semn că Domnul n-a terminat cu tine. Că Domnul te iubește. Și că Domnul spune, du-te! Și să nu mai păcătuiești. Ăsta e Iisus minunat. De la naștere până la înviere și până astăzi. De aceea suntem în casa Lui. Că l-am văzut pe Iisus Hristos, nu urât. L-am văzut minunat. Glorie! Glorie lui Iisus Hristos! Am auzit un mare interlop care știa că îl mănâncă pârna pârnaiele, închisoare. Și interlopul ăsta, mare șmecher, știind că va intra în închisoare, a auzit de la cineva că există un avocat care nu are niciun caz pierdut. Orice caz care-l are, toate le câștigă. Secretul lui era următorul acestui avocat. Să vii să spui tot ce ai făcut, să n nimic. Și omul ăsta știa cum să lucreze cu legea. Știindu-i secretul, a venit la el și a început să verse tot. Să verse, să spună tot, tot ce a făcut. Și în timp ce vărsa totul, omul nostru s-a uitat la interlop și începea să plângă. Și interlopul zice, da... de ce plângi? Eu știu că ăsta e secretul tău, să vin să spun tot. Și omul nostru s-a uitat la omul ăsta rău. Și a zis, îmi pare rău, ai venit prea târziu. Eu tocmai am fost ridicat la rangul de judecător. Și acum, după ce am auzit tot ceea ce ai făcut, nu mai rămâne altceva decât în sala de judecată să te condamn. Too late! I am a judge already. It's too late. Frumusețea în seara asta este următoarea. Că Iisus Hristos în seara asta nu este judecătorul tău, este încă apărătorul tău este avocatul tău, care stă înaintea Tatălui și mijlocește și spune, mai iartă Doamne! Dar tu trebuie să faci ceva ceea ce Dumnezeu nu poate să facă în locul tău. Să vii să mărturisești. Să vii să spui totul. Și crede-mă că Dumnezeu poate să facă într-o secundă în viața ta ce tu n-ai făcut în 50 de ani de zile de rugăciune. Să vii să spui, așa i Doamne! O să pun mâna pe telefon și o să-l sun, frate! Pe mine m-o satana, iartă-mă! Rupe legături din viața ta! Fă ceva! Mărturisește-te! Și vei vedea că Dumnezeu va face lucruri extraordinare, lăudați să fie Domnul. Domnul. În urmă, cu câțiva ani de zile, eram la o conferință de familie și au început sesiunea de întrebări. Și biserica nu era așa să pui pe laptop, anonim sau cu bilețele. Păstorul a zis, fiecare dacă are întrebări să se ridice în picioare. Cam periculos, nu? Că nu știi 5, 10, nu le poți alege. <gântu -i> o soră, după predică. Adică, în picioare, și zice, frate, de 25 de ani de zile căstorită. <coughs> și îmi dau seama că după cuvântul lui Dumnezeu care l-ai predicat, eu am falimentat, zice. Soțul ei nu așa să a săracul. Ce mai pot face? Am 25 de ani de căsătorie. Mă simt falimentară. Și imediat m-a rugat scurt o să săgeată spre ce Doamne, habar n-am ce să-i spun la femeia asta. Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne! Și Domnul mi-a dat un cuvânt. Eu el, capitolul 2, cu versetul 25. Eu el 2 cu 25. Contextul Israel, dacă te pocăiești, uite ce face Dumnezeu. Israel, dacă te întorci la mine, cu post și cu rugăciune, uite ce face vă voi nu plăti, vă voi răsplăti. Astfel, anii pe care au mâncat lăcustele arbei, Elec, Hasil și Gazam, moștirea mea cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră. Versetul 26. Veți mânca și vă veți și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Versetul 25. Am zis, soră, dacă ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu nu plătește ani pierduți, mâncați de lăcuste, de păcat, de obiceiuri păcătoase. Dacă te întorci la Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? Comprimă timpul. Comprimă timpul. Răsplătește anii aia. Și Dumnezeu poate să facă într-un an în viața ta ce tu n-ai făcut în 50 de ani de zile. Tu crezi lucrul ăsta? Și va face minun cu tine! Și niciodată nu vei mai fi de ocară. Da, Doamne, am fumat 25 de ani. În sensul am mirosit, Doamne. Lăcustele, păcatele au fost asupra mea. Au creat bruini în viața mea de familie. Dar, Doamne, mă pocăiesc. Și, Doamne, Dumnezeule, ce ne-am făcut în 30 de ani de căsătorie, Doamne, Tu poți, Doamne, Dumnezeule, să comprim timpul și să-mi dai într-o lună de zile ce eu n-am putut să fac în 50 de ani de zile de conciliere. Tu crezi lucrul ăsta? Asta e un Dumnezeu al minunilor. Un Dumnezeu al minunilor. Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Și n-am prins nimic. Comprimă Dumnezeu timpul. Deci, ok, toată noaptea. Aruncat smreaja în partea dreaptă. a o în partea dreaptă. Și Biblia spune că eu cred că Dumnezeu o creat direct pește acolo. Și zice că nu au mai putut să o tragă cât de grea era. Și s-au afundat bărcile la cât pește le-a dat Isus Hristos. A făcut Dumnezeu într-o secundă în viața lor ce nu au putut să facă într-o noapte întreagă când au ascultat de Isus, da sau nu? Da sau nu? Poate Dumnezeu să comprime timpul, să-ți răsplătească anii după care plângi și să spui, nu mai plâng, Doamne, că Tu faci minuni în viața mea, Doamne. Doamne, Tu ești Dumnezeul minunilor, de aceea mă smeresc înaintea Ta, Doamne, și vei face minuni cu mine și mă pocăiesc înaintea Ta. Și să pleci acasă mântuit, să pleci acasă eliberat, curățit, cu un caz curat. De ce? Că Isus este minunat. Haideți să rostim cu toții. Isus este minunat. Hai să o punem mai frumos. Domnul Isus este. Încurată. Domnul Isus este minunat. O lăuta să fie Domnul. Hai să ne în picioare. Hai să venim înaintea Domnului. Ne rugăm pentru noi. Ne rugăm pentru copiii noștri care poate au luat-o pe arătură. Doamne, întoarce cu fața înspre Tine, Doamne. Și ca biserică Filadelfia sau oricare altă biserică, ascultați, creați din bisericile care le avem să creăm un loc în care dacă vine în casa lui Dumnezeu să nu fie rău cu ei, ci să fie bun. Să fie bun. Hai să vă spun ceva așa stând în picioare. Avem fi peste toată lumea, așa -i? Și noi la Oradea și voi aici. Dacă vine un fiu de la resipitor care poate o dat o cântată în față și aude că e evanghelizare sau pur și simplu vine la biserică și adevărat, nu mai cum a fost. Bă, poate are cercele în ureche, poate are aici un scorpion, un, un, tatuaj, poate are ciocate de alea și o geacă de piele ca un motociclist. Bă, dar vine în casa Domnului! Bă, dar vine în casa Domnului! Ascultă-mă! Nu te uita așa ca un sfântoc de ăla la el și să zici Uite ce la asta! Nu răstigni cu privirea! Nu fi rău! Crează acel context de iubire, de acceptare. Când te întâlnești cu el acolo, nu-l tăia, nu trece ca trenul pe lângă el. Bucură-te că o veni oaia pierdută! ia după umăr, du-te la un ceai cu el, vorbește despre Isus, despre dragostea lui. Că mâine poate pruncul tău va cădea. Și ți-ar place să auzi cum frate sau o soră, are Duhul lui Hristos în el care zice Hai mă înapoi mă, hai mă înapoi mă, Pai, păcătuit, Domnul te iartă. Nu vorbim de slujire, vorbim de mântuire aici. Da. Fii bun, fii bun. Pentru că singurul care poate să ia piatra la tine și la mine, știi cine este? Iisus. Și n-a făcut-o că suntem în viața aici. Lasă piatra jos și tu și fă ce-a făcut Iisus cu tine. Fii bun! Nu-i răstignit cu privirea și cu vorbele. Făi să se simtă iubiți și acceptați. Să nu ne împușcăm proprii noștri oșteni, răniți. Și avem un Dumnezeu care e minunat, care ne-a luat și pe noi pe brațe. Și ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască pruncii noștri. Yes. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase să ploaie cu mântuire aici. Bravo. Dacă este poate cineva aici care a căzut în păcatul ăsta. Ascultă-mă, tocmai faptul că te doare de păcatul tău este un semn că Duhul Sfânt lucrează acolo convingere de păcat. Domnul este gata să te ierte. Dacă ai ura, mărăciune, orice alt păcat, nu fi ca farisei să spui, a, ăsta nu a fost pentru mine mesajul. Ia loc, nu pleca din prezența lui Hristos. Ia loc lângă femeia aia. Ia loc lângă alții, miliarde de oameni care au stat la picioare lui Hristos și spui, Doamne, ai milă și de mine păcătosul. Redăm înapoi valoarea pierdută și mă rog ca sângele Domnului, nu numai să ne curețe, sângele Domnului să ne elibereze. Amin? Așa cum stăm, ne rugăm cu toții înaintea Domnului și El să ne asculte. Amin.